Dar, nu în ultimul rând, să vă arăt și vouă. Bine v-am găsit la un nou vlog marca hashtag BroCoding. Avem acum în lucru un BMW G30 din 2018, o mașină foarte frumoasă, foarte curată, o mașină elegantă și o mașină care acum, în 2022, este foarte la modă în România. Ce îi vom face la mașina asta, după cum vedeți acum pe ce stau eu? Îi vom monta un set de arcuri Aibach Pro Kit pentru a coborâ mașina cu 30 de milimetri mai aproape de pământ. Îi vom pune 4 arcuri, după care vom face direcția, o vom pregăti și o vom da clientului să se bucure de ea exact cum ar fi trebuit țeasă și din fabrică, adică mai joasă cu 3 cm. O să vedeți exact ce facem, cum o desfacem, ce îi dăm jos de pe ea, cum o montăm, cum o demontăm și așa mai departe, ca să iasă un lucru fain. Poate o să vreți și voi să vă faceți așa ceva acasă sau doar vă place să ne urmăriți. După cum vedeți, ați văzut că eu nu prea port mănuși pe mâini, cred că este prima dată când mă vedeți cu mănuși pe mâini. Aceste mănuși le-am primit cadou de la un abonat dintre voi care sunteți, a dorit să rămână anonim. Doresc să-i mulțumesc foarte mult pentru setul de mănuși pe care ni le-a trimis. Astea fiind spuse, nu uitați acolo că aveți video cu E30-uri pe care vi-l dăm gratuit la 15.000 de subscriberi, adică nu vrem să rămânem datori nici față de voi care ne susțineți, de aceea vă dăm o mașină gratuit. Astea fiind spuse, hai să ne apucăm de treabă, hai să o facem cum trebuie și big up! Între timp, Alex a apucat să desfacă antifurturile de la roți, iar eu acum o să vă deschid cutia de la Aibach Pro Kit ca să vă arăt ceea ce conține. În primul rând avem o reclamă de a lor, da? Scrie nemțește, nu știu nemțește, nu mai englezește. După care avem cele 4 arcuri, arcuri care sunt inscripționate după modul de montare, adică HR, HQ, HQ și iarăși avem HR, ceea ce înseamnă față și spate. Iar în cutie mai putem găsi AVB-ul, care se pare și factura care nu ne aparțin nouă. Astea sunt arcurile pe care le vom pune pe mașină și vedem exact ce se întâmplă. Big up! You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. După cum vedeți, am ridicat mașina de mijloc, nu am pus-o pe elevator. Și de ce am ridicat-o pe mijloc? Am ridicat-o să vă arăt că lucrarea asta se poate face și pe cric. Deci, dacă vreți să faceți lucrarea asta acasă, într-o parcare, undeva la un prieten sau așa mai departe, o puteți face și voi pe cric. Deci nu vă trebuie elevator. Ce este foarte important și ce trebuie să înțelegeți este că mașina trebuie să fie ridicată și de stânga și de dreapta în același timp, din cauza că bieletele antiruliu sau bara de torsiune a mașinii, dacă mașina este ridicată doar de o parte, ea va sta în forță și va fi mult mai greu pentru voi să lucrați. Dar când mașina este ridicată de ambele părți, de mijloc, pentru că orice BMW, noi discutăm doar de BMW acum, orice BMW are suport pe mijloc, pe jup, care vă permite să o ridicați de dedesubt, de pe mijlocul ei. După care puneți două capre stabilizatoare la fiecare parte de ridicare a cricului, să fiți safe ca mașina să nu cadă. După cum vedeți, mașina stă perfect. Așa că hai să vedem ce facem, cum o facem și big up! Ca orice lucrare și orice mașină second hand, înainte să vă apucați de lucru, sfatul meu este să ungeți fiecare șurub în parte cu un WD-40 sau un degripant din comerț, pentru a putea desface șuruburile mult mai ușor și a nu vă chinui cu ele. Bun.
pentru ca lucrarea să iasă perfect și pentru a nu vă crea probleme pe parte de instalație electrică, sfatul meu este să scoateți instalația electrică de pe fuzetă, da? Vedeți cum fac eu acum, scot fiecare fir în parte de pe fuzetă pentru a-mi permite să trag fuzeta înspre mine când trebuie să dau telescopul complet cu arc jos. Și acum eu scot instalația electrică, am tras-o toată la o parte și îmi permite să vină înspre mine fuzeta completă cu tot, da? Puteți vedea aici, cam asta e. Vedem dacă trebuie să scoatem și conducta de frână, dar cred că ne permite și nu o vom scoate. Prima dată încep cu bieleta antiruliu, unde am nevoie de un 17 sau 18. Este foarte murdară pentru că, cum am spus, mașina nu este nouă. Timp ce Alex a apucat la partea din față, la mașina asta, de lucru, în sensul că trebuie desfăcut în interiorul mașinii. Vom rabata manchetele, frumos. Ne vom apuca să desfacem poliță, tot ce ține la interior, pentru a pregăti și demontarea telescopului de pe spate. Mașina trebuie desfăcută și cum e uscurat, e bine să rămână cineva curat care desface în interior și altul pe exterior. Desfac centurile toate. Fac spațiu pentru a demonta polița. Deci ca să ajungem la telescoapele de pe spate, trebuie demontată poliță, stâlp, partea de spătar de la banchetă, toate clemele cu grijă, centurile. Cum ne apucăm? Am deschis și portbagajul, am abatat banchetele și ne apucăm de treabă. Începem cu demontarea lateralelor. Frumos. Pun clemele în partea de jos, vom trage de partea de sus. Punem în portbagaj. Ne apucăm să desfacem bascula de sus, să o slăbim față de brațul de sus. Trebuie să scoatem pivotul de aici. La foarte multe mașini, cu cât sunt mai vechi, cu atâta șurubul ăsta este mai coclit. La mașina asta este bună, ați văzut că l-am scos direct, la altele iasă foarte greu. Ei, acum sfatul meu la montaj, neapărat puneți vazelină pe el, și dacă îl scoateți greu și dacă îl scoateți ușor. Asta este o suspensie tip F10, da? Deci este aproximativ ca la BMW F10. Bun, iar acum desfac telescopul din brațul principal de jos. Da? Este un șurub strâns relativ tare. Trebuie să folosiți o pârghie să-i dați drumul. Așa. Dar cum v-am spus, mașina fiind relativ nouă, șuruburile nu merg greu pe ea. Iar acum voi folosi mașina de impact pentru a da drumul la șuruburi, pentru a le desface. Deci, iar ele și-au dat drumul singur, da? După ce am demontat partea laterală de la banchetă, vedeți, în partea de sus au clemele astea și jos. Deci, cum v-am spus, se trage din partea de sus în jos și ăsta e perfect, să nu se rupă nicio clemă. Ne apucăm să scoatem toate clemele de la poliță. 1, 2, 3, 4, 5 cleme. Acum urmează demontarea stâlpilor laterale. Foarte mare grijă. Demontăm stâlpul și de pe partea cealaltă. Vedeți, el are o clemă aici unde se clipsează la poliță. Clemă de metal, clemă de plastic. Trebuie cu foarte, foarte mare grijă la stâlp. După aia nu mai este problemă. Când dați polița jos, să nu uitați de conectorii de la boxe. Acum încercăm să o dăm așa pe spate, să stea fix pe mocheta banchetelor. Bun. Acum urmează demontarea centurilor. Am desfăcut tot ce a ținut în partea de jos, acum trebuie să dau drumul telescopului din partea de sus, unde am nevoie să scot clemele de la trimurile din compartimentul motor pentru a avea acces la mounting kit, adică la partea de sus a telescopului. Acum mă și apuc să le desfac, să le dau la o parte, să scot clemele și după care să desfac șuruburile din partea de sus cu E14, așa că stați cu noi. Deci,
Am desfăcut telescopul în partea de sus. Pentru demontare trebuie apăsat pe fuzetă și tras cu mâna de telescop și a ieșit afară. Sfaturile mele este să vă faceți semne la ele, să știți care e stânga, care e dreapta, dacă le dați pe amândouă deodată jos. După care o să vă arăt la partea de sus a mounting kit-ului. De exemplu, luați un marker pe bază de vopsea și scrieți partea dreaptă, da, partea pasager, scrieți D, P, da? Deci dreapta, pasager. Și știți exact ce se întâmplă cu ea. Mai avem centura de pe partea aceasta. De preferat, după ce demontăm centurile, să încercăm să desfacem telescopul fără a demonta de tot protecția asta de burete. Să încercăm să băgăm mâna la șurubul de la telescop de acolo, fără a demonta mufe și a dezlipi protecția de pe tap. Încercăm să umblăm cât mai puțin posibil la ce nu este nevoie. Scoatem centura, la fel, centura o vom lăsa în mufă și o vom trage numai un pic în jos. Nu vom deconecta mufa de pe centură pentru a nu păți pe viitor alte probleme. Să se slăbească mufa, să se rupă picioruș, ceva la ea, nu-i bine. Demontăm centura acum, frumos, de 50, dăm centura la o parte. Așa, frumos, o vom lăsa aici în fire, ușor. Șurubele de la telescop sunt fix sub protecția asta. Acum vom trage un pic firele la o parte ca să ajungem exact la șuruburi aici. Să ridicăm numai în sus, fără a desface de tot. Aici sunt șurubele, 1, 2, 3. Îi vom face un semn cu marker și după aceea băgăm mâna la șurub pe aici. Desfacem telescopul, punem telescopul și clipsăm fără să mai ne facem de lucru în plus și să mai umblăm pe la alte chestii care nu sunt necesare. Pentru un montaj corect al telescoapelor, eu recomand a se face semn pe flanșa de sus de montare, iar pe telescop în partea de jos. Pentru a pune telescoapele partea de sus din flanșă, pentru că flanșa este reglabilă pe cădere, cu partea de jos. Și dacă faceți treaba asta și le puneți la găurile vechi în partea de sus, nu veți avea probleme cu geometria, adică nu se afectați cu nimic căderea, pentru că ele sunt însemnate exact în poziția corespunzătoare, da? Eu acum o să-mi fac semne la ambele. Pe ăsta și vedeți că am scris pe el dreapta pasager și pe ăsta scriu stânga șofer, da? S-s. Exact cum notați și pe cauciucurile de iarnă, așa notați și pe ele. După care, pentru a-mi face mai ușor montajul, voi folosi un colier de apă pe telescop pentru a-mi ține tot timpul în presiune și asta sus. Un colier de apă pe care îl voi strânge pe tija telescopului în partea de jos pentru ca în momentul depresării partea de sus să rămână în aceeași poziție. Ăsta este colierul. Nu afectează cu nimic tija de la telescop, în caz că vă puneți întrebarea asta sau nu, pentru că este fier pe fier, iar fierul din colier este făcut dintr-un aliaj mult mai moale decât cel al tijei de telescop. Deci să știți chestia asta, nu se întâmplă absolut nimic, nu se strică nimic, nu afectează cu absolut nimic funcționalitatea lui. O să și vedeți că nu rămâne nici o urmă. La mașina aceasta sunt bune protecțiile de praf la telescoape, dar la altele este posibil să fie uzate, iar când vă apucați de treaba asta, este recomandat să le comandați dinainte, să le aveți pregătite și să le înlocuiți, dar asta este o mașină cu kilometri puțini și relativ nouă, unde nu aveți nevoie deocamdată de protecții de praf și așa mai departe. Pentru demontarea arcului eu folosesc o presă pe care o puteți comanda din comerț, cu care presez arcul vechi. Probabil arcul nou nici nu mai este nevoie de presare, dar vom vedea imediat. Îl presez, după care îl voi depresa. Pentru puntea față aveți nevoie de telescopul cu denumirea, cu codul de HR, da? Pentru puntea spate aveți nevoie de arcul cu denumirea de HQ. Asta este partea frontală și partea spate. Dă-mi un pic mounting kit-ul, Alex, să vedem cât trebuie să presăm arcul, pentru că nu este un arc, nu este foarte scurt, este foarte lung. Dacă l-am presat așa arcul, înseamnă că tot ansamblul ăsta trebuie să meargă până în poziția asta și trebuie să îl presăm toată distanța asta, cât o vedeți voi aici. I'll be the best above all the rest, put me to the test, yeah.
Expect nothing less, shit check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption, just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep, move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. Free me. So he's been looking for somebody who could save. După cum vedeți, am gata de montat și arcurile, pe telescoape. Iar acum mă pun să montez telescoapele pe mașină, l-am și băgat la loc. Nu este foarte complicat să le puneți sus, adică puteți face chestia asta singuri, n-aveți nevoie neapărat de cineva. Îmi pun șuruburile sus în mounting kit, după care îmi setez telescopul pe poziția pe care vreau să-l strâng, adică când spun poziția, spun urmele vechi, semnul pe care l-am făcut pe telescop pentru a nu-i strica căderea mașinii. Am strâns pe urmele vechi exact cum v-am explicat. Iau șurubul și îl bag în basculă, brațul de jos, pentru strângere. Foarte important să folosiți vazelină pe șurubul acesta, deoarece este un șurub care coclește cu timpul pentru strângerea pivotului. Îi puneți vazelină și apoi nu mai aveți probleme cu el pe viitor. Dacă vreți să mai umblați aici, mă apuc să pun toate cablajele la locul lor. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless, I don't wanna be. Primul telescop este gata. După cum ați văzut, nu am pus bara stabilizatoare, n-am prins bieleta în telescop, pentru că nu am pus telescopul pe partea opusă. Doar după ce am și telescopul pe partea opusă, pot să pun bieletele antiruliu pentru a-mi fi mai ușor cu amândouă, da? Pentru a nu-mi încorda bara. Acesta, dacă o prindem, o să-mi încoarde bara. Așa că, hai să punem și pe partea cealaltă telescopul și să-i dăm înainte. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, yeah. Just want a life that is worth every day. Ridicarea a ambelor roți, chiar dacă aveți un click, la orice BMW, suportul de sprijin este grupul spate. Grupul spate are suport pentru ridicarea axei spate, da? Vedeți cum o ridic și eu, tocmai de asta l-am pus-o pe elevator, ca să vă arăt vouă exact cum se face treaba asta cât mai ușor. Ne-am apucat să desfacem și telescoapele spate din fuzet. Ați văzut, am dat roțile jos. Alex a desfăcut în mașină toată migăleala aia, toate clemele, toate nebunile. Iar acum își va face Alex un semn cu markerul sus pe mounting kit pentru a-l pune în poziția corectă de montaj și la montarea lui. Deci cum îl dăm jos, așa îl și punem. Eu desfac acum partea de jos a telescopului, să îl scoatem din fuzetă. Alex o să desfacă de sus, după care rămân cu telescopul în mână, îl scot afară și ne apucăm să schimbăm arcul. Big up! Ne-am apucat să demontăm și din interior telescoapele. Șuruburile merg destul de ușor, nu zruginite, sunt din interiorul mașinii. Am făcut și semn cu markerul, care cum e, să-i dăm înainte. Telescopul de pe partea pasager este deja montat, poate ați văzut. Iar acum se montează telescopul de pe partea șofer, adică se pune arcul unde nici nu a fost nevoie de presă pentru comprimare, pentru că sunt mai scurte pentru cele originale. Se montează mounting kit-ul la locul lui, după care ne apucăm să ne montăm pe mașină. Dar nu în ultimul rând, să vă arăt și vouă, semnul de sus trebuie să fie cu semnul de jos și atunci eu o să le întorc exact semn pe semn, da? L-ai centrat ca la fotbal tura asta. Direct. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life, I'm crazy, I'm mad. Băgăm mufele la boxe și să băgăm poliția.
I'll live it up, cash in the bag. Stadium packed, baby I'm bad. Baby I'm bad. I got the cash. Sper că v-a plăcut cum am explicat, ce v-am arătat, cum am făcut și așa mai departe. Eu sunt Alex, aka hashtag BroCoding și nu uitați că avem și vlogul cu E30-ul, unde puteți să-l câștigați la 15.000 de subscriber. Trebuie doar să dați subscribe pe canalul nostru de YouTube, pentru că foarte mulți vă uitați, dar puțin dați subscribe. După care pe Alex_BroCoding pe Instagram, unde aveți poza cu E30-ul Touring, să dați un comentariu și un like pentru a intra în concurs. Dacă vreți să ne susțineți într-un fel sau altul, aveți acolo Instagramul nostru, intrați pe el, ne scrieți un mesaj și cu mare drag vă răspundem dacă aveți și întrebări și așa mai departe. Nu uitați, eu sunt Alex, aka hashtag BroCoding, vreau să vă urez o săptămână minunată, o zi frumoasă, big up și vă respect ca întotdeauna! Only got one, so you better go live it up, cash in the bag, stay intact.